vedem următorul material. Nora pentru mama. În seara aceasta, la ora 20, vom merge într-un club unde va fi un concurs de karaoke. Super! De ce azi? 7 minute. Păi de ce v-ați văzut așa? Păi? Trebuie să vă schimbăm. Mai aveți activitate? Ne schimbăm. La karaoke. Da? Karaoke. Da. Păi eu. Mulțumim prietenilor noștri de la London Pub, cei care v-au primit acolo și care v-au asigurat o locație, cred eu, destul de generoasă și de primitoare și de caldă. Ați fost necântați, am văzut. Adică ați avut un chef să vă distrați, să ascultați muzică, tot vă plângeați de faptul că v-ați dorit mai multă muzică. Cum v-ați simțit acolo? Foarte bine. Foarte, foarte bine. Deocamdată telespectatorii au văzut doar drumul până acolo și pregătirile. Vom vedea puțin mai târziu cine a câștigat, dacă s-a întâmplat ceva, dacă chiar s-a cântat, s-au și clasat anumiți concurenți pe anumite locuri, s-au dat și premii. Vom afla foarte repede. Vreau să vă spun că, într-adevăr, aveți alt aer când ieșiți din casă și se vede că vă bucură orice schimbare de decor. Vi s-a părut o idee bună? Asta da. Cu karaoke? Da. Foarte mult. O puteți repeta. Să facem mai des. Da. Dar vă pricepeți atât de mult la cântat? Vă place atât de mult să cântați? Nu contează. Faptul că ieșim este deja cea mai mare distracție pentru noi. Că e karaoke, că e orice. Păi acum două zile, parcă, Sorin spunea că nu mai vrea să mai iasă pe nicăieri. Sorin? Nu? Sorin. Sorin. Da, e... Adică nu înseamnă că vorbesc pentru toată lumea. Voi vreți să ieșiți, nu? Da. Da. O să vedem. Vom mai vedea cine mai așteaptă și săptămânile care urmează. Până atunci vreau să spun din nou bună ziua deja. Alo? Bună. Am văzut material înainte de publicitate legat de plecarea voastră către karaoke, de pregătirea voastră, de modul în care ați primit vestea, de felul în care ați sărit în sus de bucurie. Și pentru că niciun karaoke nu e fără premii sau fără un câștigător, acum depinde pe ce criterii, pe cea mai bună voce sau pe cea mai puțin bună voce, asta nu știm, dar vom vedea. Și de aceea vă propun să urmăriți împreună cu noi următoarele imagini. Câte ani ai? 21. Cum trăiai la 20? Ca acum.
Da? Hai să vedem cum te descurci. Ca la 20 de ani. Vreau mereu să fiu, da? Să trăiesc așa cum știu. Ca la, ca la 20 de ani. Fără, fără griji, dar cu bani. Răzvan Key DJ va cânta pentru voi o piesă să vă arate ce înseamnă karaoke. Pașii mei s-au ascuns în umbra ta. Nu ne-am mai văzut de mult. E vorba de London aici. În urma lor a rămas glasul pe care uneori îl mai ascult. De obicei, la un concurs de karaoke, premiem cea mai bună voce. Dar în seara asta, o să premiem cea mai afană voce. Așa că câștigătoarea este Mioara Tănase. Aplauze pentru Mioara. Și uite, ca să poți să-ți bei cafeluța dimineața, da? Sergiu, Danila, tu ești pe ultimul loc. Dar ești pe locul întâi la cântat. Adică ești cel mai bun, da? Chiar dacă noi în seara asta am premiat cel mai afon, tu ești number one. Și te mai așteptăm. Doamna Mioara, dar eu stau cu dumneavoastră de atâta timp în casă și n-am știut că în momentul în care ieșiți la un karaoke câștigați premii. Păi de ce mă privați și pe mine de plăcerea asta de a vă auzi în direct? Ce ați cântat acolo? Am cântat o melodie foarte grea de a lui Eros Ramazzotti și melodia era foarte grea, dar vreau să specific, eu am voce. Dar nu ne puteți cânta altceva, nu că mă laud. Deci eu am voce, da? Nu, bine, haideți să renunțăm la Eros Ramazzotti, că e foarte dificil. Dar haideți să cântăm ceva mai ușor, așa, dacă se poate, românesc. Că vrem să ne convingeți, de contrariu, ar fi păcat. Da, știu. Inima mea bate, atâta știu românești. Vă rog, ascultăm. A, nu. Haideți, vă rog, încurajați-o pe doamna Mioara. Doamna Mioara, ai păcat să nu terminăm emisiunea asta cu un sentiment bun. Haideți. Poate în alt moment. Când nu, acum e momentul. Vă rog frumos, luați microfonul ca să vă simțiți ca pe scenă. Haideți. Doamna Mioara, haideți că e păcat să lăsăm concurenții cu impresia că sunteți afonă. Nu concurenții, și telespectatorii. Haideți. Inima mea bate, bate pentru tine, nimic nu mai contează. Când ești lângă mine, inima mea bate, bate pentru tine, nimic nu mai contează, când ești lângă mine. Deci pot confirma, ca om care cu asta se ocupă, că nu sunteți afonă. Chiar aveți o ureche muzicală și aveți o voce foarte frumoasă. Sunteți de acord cu mine, da, nu? Dar am cântat o melodie foarte grea, care o uitasem, ca nu știam să o cânt, melodia aceea, dar am ales-o pe aceea că mi-a plăcut, dar nu știam să o cânt. Ei, ne-ați demonstrat acum contrariu și ne-ați lăsat și pe noi cu un sentiment de bine că vă pricepeți și la cântat. Un picuț. Sergiu, tu pare așa foarte tăcut, foarte, în general, foarte retras în emisiune, dar de câte ori te-am văzut ieșind în afara acestui spațiu, da. Uite, gen karaoke sau ieșirea la Siriu, unde am văzut că erai primul la horă și la dans, văd că te manifesti într-un mod total artistic.
Așa. Deci în tine este un alt om când, vrea, când vrei să fii. Da, nu ne mai faci nouă dată dovada talentului tău? Nu mai. Ce cântai? Dragoste la prima vedere? Sau ce era? Eu plângeam și tu râdeai. De Aurel Tămaș. Aurel Tămaș. Da, nu, mă gândeam la mesajul acestui cântec. E o melodie care îi place. Nu vrei să ne mai cânti și nouă refrenul? Nu. Hai că acum nu e corectat de doamna Mioara. Nu. Hai, deci, Sergiu, ai luat premiul întâi. Trebuie să ne mai demonstrezi odată. Te rugăm, uite, toată lumea te vede pe tine altfel în emisiune și ești altfel în afară. Arată-ne că ești același om. Hai că noi te încurajăm. Haideți. Haideți că uite, menținem ritmul cu palmele și te ajutăm. Hai, Sergiu. Eram spre amurg când ne-am cunoscut, sub cerul cu stele ne plimbam pe o alee, jurându-ne ori legământ, sub cerul cu stele. Hai, toată lumea cu Sergiu. Pe o alee, jurându-ne ori legământ. Și tu râdeai și nu știai că eu plângeam și suspinam. Bravo! Oameni deosebiți aici, oameni foarte talentați și e foarte important să descoperim cât mai des această latura voastră, pentru că voi, practic, ăștia sunteți. E iubitul meu. Sunt mândră. În acest moment, regret foarte tare că Sorin n-a participat la acest concurs de karaoke, dar poate, pe viitor, vom descoperi și la el niște talente artistice care știm bine că există. Sau poate, Sorin, vrei să ne demonstrezi ceva acum? Nu. Vrei să cânti ceva? Nu. Dacă n-ai fost acolo, hai să arată-ne ce am pierdut. Da, hai, Sorin. Nu! Hai, Sorin. Hai, dai microfon. Hai, microfonul e la tine. Hai, mă, toți cântare, acum... Toată lumea cântă cu tine, Sorin, hai. Da, chef de chef. Ei, chef de chef și toți banii mei îi dau pe femei, nu țin cont de ei. Închim paharul cu prietenii mei, cu dușmanii mei și beau pentru ei. E fiecare pe genul lui, de la Eros la Mazzotti, la cine este autorul? Adrian. Până la Adrian, toată lumea este binevenită aici în casa noastră prin intermediul vostru. Vă mulțumesc foarte mult. Mi-a plăcut și cred că v-a plăcut și vouă această experiență. Vă face și pe voi să vă cunoașteți altfel. Da. Voi între voi, să vă simțiți altfel, să vă descoperiți altfel. E adevărat? Elena, cum a fost să-ți cânte așa de frumos și de romantic, Alin? Încă un pic și mă dă pe spate. A, deci nu te-am dat. Bine, data viitoare promit că o să fiu mai... Așa să faci. Da, mi s-a părut mie sau băieții au fost mai curajoși de data asta și fetele au stat cam în planul 2. E adevărat? Ați fost mai mult backing vocals. Nu s-a dat? A, nu s-a dat? Da. Cine a cântat cel mai frumos dintre fete? Eu. Am văzut Dacă pleci. Și tu ce ai cântat singură? Am luat de la fete locul 8. A, din câte? Locul 8, adică... Locul 2. E cel mai bine dacă e locul mai mare. A, am înțeles. Că 10. Deci mergi de la cel mai rău la cel mai bun. Am înțeles. Cel mai slab. Jennifer Lopez, I'm glad. Hai, te rog frumos, fără nu, nu, că nu o știu pe de rând. Nu mai este, termină emisiunea. Hai, dacă vrem, noi o lungim cât vrem noi, dacă tu ne cânti. Hai, Cristina, hai, că acum e nedreptat. Doamne, am zis că eu scap. Nu, hai. I'm glad when I'm making love to you. I'm glad for the way you make me feel. I'm glad for the... Nu mai știu versurile, deci chiar nu le știu. Nu contează, e bine. A fost foarte bună încercarea voastră. Îmi place Jennifer Lopez, atât. Doamna Elena, v-am văzut cântând Eternul, Cătălin Crișan, Eternul, dacă pleci. Îmi place, da. Vă place? Da, sigur. Atât, că voce pământ. N-aveți? Nimic. Mi s-a părut că ați fost foarte pe ritm acolo cu toate trebuie să mă încadrez și eu și cu tineretul. Dar v-ați încadrat. Da. Dar nu, îmi place. Chiar nu cântați, doamna Elena, sau nu mai vreți să ne provocați? Chiar nu cânt, nu. Sunt dezastru la asta. Așa-i Valentin?
Nu cântă. E băiat, nu chiar așa dezastru. Vedeți? Ar putea să încerce. No. Sunt convins că domnul Nelu vrea să o mai audă încă o dată. Da, să mă vad acasă. Și așa, la câte surprize i-am creat. Păi știți aici? Că este dor de dumneavoastră și cred că el acum vă cântă prin casă. Dacă o mai pleci, ia mă și pe mine, vreau să fiu cu tine. Să-i cântui particular acasă. Păi în particular, doamna Elena, da, am fi vrut și noi nu, să vă... Nu, mulțumesc. Chiar fața drăgiță ne-am fi vrut și chiar nu am voce, nu. De ce să stric aici și au făcut copiii, nu. Nu. Bun. O frumoasă, o experiență, da, cred frumos. Eu, frumoasă și binevenită pentru voi după o săptămână plină de evenimente diverse și după o finală care nu e tocmai ușoară pentru niciunii dintre noi. Sper ca și data viitoare să fiți la fel de bucuroși, de deschiși, să vă bucurați la fel de mult de alte ieșiri pe care nu le sperăm cât mai dese și cât mai apropiate. Da, și noi. Abia așteptăm. Vă mulțumesc pentru ziua de astăzi. Ce spui, Valentina? Și astăzi, dacă se poate o ieșire. Asta nu mai știu. Da, n-avem nimic în program azi. La piscină astăzi, că e vreme frumoasă. Vă mulțumesc pentru ziua de astăzi. Ne vedem mâine dimineață la ora 10. Să aveți multă liniște, multă pace și abia aștept să văd ce mai vorbim și mâine dimineață, da? La revedere!